Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Vă invit să ne ridicăm în picioare și să deschidem Cuvântul Domnului la 1 Corinteni, capitolul 11. Celebrul text biblic pentru cina Domnului. Și din Cuvântul Domnului, începând cu versetul 23, până la sfârșitul capitolului, respectiv versetul 34. Corinteni 11, 23. Că am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Că cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțin dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni. Amin. Vă mulțumesc și vă invit să vă reocupați locurile. Pentru mine, în mod personal, ca pentru oricare alt slujitor, este o onoare să vă putem saluta, bucurându-ne de ocazia să fim din nou împreună în casa lui Dumnezeu, sănătoși și prin mila Stăpânului. Este o ocazie să vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră și să vă binecuvântăm, atât pe cei care sunteți aici, cât și pe cei care sunt online cu noi în această dimineață. Este prima duminică din luna august și după obiceiul Bisericii Betania, suntem la cina Domnului, la împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Aceasta este o sărbătoare specială pentru noi. Drept pentru care în dimineața aceasta de la 8 am venit să ne rugăm, un timp de rugăciune al inimii al fiecăruia. Am cântat împreună, am strâns darurile de bunăvoie și înainte să întindem mâna înspre bucățică, înspre rodul viței, ne oprim cu inima noastră îndreptată înspre cuvântul Domnului, să ne aducem aminte de ce ne-a spus Domnul Iisus și să învățăm mai bine ce ne-a spus El. Subiectul predicii mele din această dimineață este cum să ne împărtășim. Au trecut mulți ani de când ne tot împărtășim și poate sună puțin îndrăzneț subiectul acestei predici, cum să ne împărtășim. Dar el vine ca o binecuvântare peste sufletul nostru din partea lui Dumnezeu. Împărtășirea cu cina Domnului este un privilegiu al oamenilor născuți din nou, pentru că ei își aduc aminte cu multă recunoștință în suflet de Mântuitorul Iisus Hristos, care le-a salvat viața de la pierzare veșnică.
Dacă cina Domnului este un lucru bun și trebuie făcut, atunci trebuie făcut bine. După cum Paștele din Vechiul Testament a fost sărbătoarea de aducere aminte a eliberării sclavilor din robia egipteană, tot la fel, cina Domnului este sărbătoarea de aducere aminte a eliberării oamenilor din robia păcatului. O robie din care jertfa Domnului Iisus Hristos înlocuitoare ne-a scos și noi prin credință ne însușim meritele jertfei Lui. Aș vrea să privim în primul rând la caracteristicile cinei Domnului, în toată complexitatea ei, atât cât Dumnezeu ne va da lumină, pentru ca înțelegând caracteristicile acestui act sfânt în care ne implicăm prin credință, să verificăm comportamentul nostru și nu atât cel fizic, cât cel interior, emoțional, intelectual și mai ales spiritual. Cina Domnului este în egală măsură caracterizată de excelență și de dificultate. În primul rând, cina Domnului este caracterizată de excelență prin faptul că această sărbătoare se realizează în prezența lui Dumnezeu. El este aici. Lăudat să fie numele Lui. Și oamenii născuți din nou au onoarea să stea cu El la masă. De multe ori în viață am fost invitat de o persoană importantă la masă și m-am simțit privilegiat și bucuros. Au fost oameni care aveau anumite poziții în biserică sau în societate și pentru mine a fost o onoare. M-am bucurat că un om așa de simplu ca mine este invitat de oameni așa mari ca ei să mâncăm împreună. A fost o bucurie. M-am dus acolo cu multă bucurie și am gustat fiecare clipă din părtășia aceea. În această dimineață însă nu un om, ci Dumnezeul Universului ne invită să fim la masă cu El. Ce atitudine atentă ar trebui să avem. Ce responsabil și îngrijit ar trebui să ne comportăm. Pentru că ne invită Dumnezeu care ne cunoaște nu doar faptele exterioare, ne cunoaște gândurile ascunse și sentimentele adânci ale inimii. Dar cina Domnului este nu doar excelența a sta în prezența lui Dumnezeu, la masă cu El, la masa Lui, ci cina Domnului comportă, adică are și o dificultate. Dificultatea acestei sărbători este dată de prezența omului. Dacă excelența este dată de prezența lui Dumnezeu, dificultatea este dată de prezența noastră. Prin faptul că noi suntem oameni care avem vinovăție în fața lui Dumnezeu. Și această vinovăție intră în conflict cu sfințenia lui. Și dintr-o dată, la masa Domnului există incompatibilitate, adică nepotrivire. Un Dumnezeu sfânt cheamă niște oameni care din greșeală sunt păcătoși sau în mod normal sunt păcătoși. Această nepotrivire dintre noi și Dumnezeu nu se poate realiza prin coborârea standardelor sfințeniei lui Dumnezeu la nivelul păcatului nostru, ci trebuie să se realizeze prin ridicarea păcatului nostru dincolo de păcat la nivelul de sfințenie, ca să ne ducem la nivelul sfințeniei lui Dumnezeu. Cina Domnului este sărbătoarea mesei de aducere aminte între om și Dumnezeu. Însă omul este nevrednic timp în care Dumnezeu este vrednic de laudă, sfânt, infinit și veșnic. Binecuvântat să fie Domnul. Tot timpul când mergem la masa Domnului, să aveți în minte acest adevăr. Noi intrăm într-o relație spirituală necinstită, pentru că acolo este un Dumnezeu absolut sfânt, timp în care noi suntem oameni pătați și vinovați în comparație cu sfințenia Lui absolută. Această stare de incompatibilitate l-a determinat pe Hristos să coboare din cer și să o rezolve. A fost atât de amară incompatibilitatea aceasta pentru Dumnezeu, încât în ciuda faptului că ne-a iubit, nu ne-a putut primi și ne-a lăsat afară. Și a trebuit să vină cineva care să fixeze problema, să repare problema.
Dar nu să coboare sfințenia lui Dumnezeu la nivelul păcătoșeniei noastre, ci să ridice starea noastră dincolo de păcat la nivelul sfințeniei lui. Aceasta a fost o lucrare universală. Aceasta a fost o lucrare centrală, cerească. Cum se rezolvă această incompatibilitate între sfințenia absolută a lui Dumnezeu, care este constantă, normală, și vinovăția omenească, care de asemenea este constantă și normală, în ciuda aerelor pe care și le mai dau unii? Având intenția să răspundă acestei întrebări, Pavel scrie capitolul 11 din 1 Corinteni. Un capitol care are o învățătură ce se potrivește la mintea fiecăruia. Ce vreau să spun? Învățătura aceasta se pretează la o interpretare foarte ușoară dacă omul nu are timp să se adâncească în Scriptură. Dar această învățătură este extrem de adâncă dacă omul se smerește și cu pocăință și cu rugăciune încearcă să o înțeleagă. Ce vreau să spun? Starea aceasta de nevrednicie, în primul rând, de care vorbește Pavel în versetul 27, de aceea oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, starea aceasta de vrednicie pe care Dumnezeu o cere, îl face pe credincios să înțeleagă că cina Domnului nu poate fi luată decât într-o stare de sfințenie, nu asemănătoare cu a omului, ci asemănătoare cu a lui Dumnezeu. Noi la masa Domnului suntem împreună cu Dumnezeu și există sfințenia lui absolută și sfințenia noastră parțială, ca o haină mânjită. Ei bine, cuvântul Domnului în această dimineață ne spune următorul lucru. Nivelul de sfințenie pe care trebuie să-l ai când te apropii de cina Domnului nu este nivelul de sfințenie de natură omenească, ci e nivelul de sfințenie de natură divină. Nu cu sfințenia asemănătoare sfințeniei noastre trebuie să ne ducem la masa Domnului, ci cu sfințenia asemănătoare sfințeniei lui Dumnezeu. Pentru că noi la masa Domnului suntem două părți, două entități, Dumnezeu sfânt la modul absolut și omul cu o sfințenie păcat amestecat cu virtute sau merit amestecat cu nevrednicie, cu fără de lege, cel puțin cu slăbiciune sau greșeală. Ei, și versetul 27 vrea să ne spună în primul rând următorul lucru, starea de vrednicie pe care apostolul o remarcă în versetul 27, se referă la starea de sfințenie a lui Dumnezeu, nu la starea de sfințenie a noastră, că și noi suntem sfinți în această dimineață. Trebuie să recunoaștem că suntem sfinți, dar sfințenia noastră este diferită și inferioară sfințeniei lui Dumnezeu. Ei, cina Domnului ne pune în situația, dacă vrem să o luăm, să ne ridicăm la nivelul lui de sfințenie. Nu să rămânem la nivelul religios de sfințenie uman. Aceasta este o teribilă provocare, dar este un gând adânc. În al doilea rând, starea de vrednicie pe care o reclamă Pavel îl obligă pe credincios să accepte că este nevrednic și inferior stării de sfințenie pe care o are Dumnezeu, oricât de mult ar încerca el. Care dintre noi putem să spunem în această dimineață, măcar unul, vorba jocului din copilărie, ultimul scapă turma, măcar unul să spună din Biserica Betania, fraților, în această dimineață eu rezolv problema, eu în această dimineață nu am nicio problemă. Eu merg în fața lui Dumnezeu și sunt la fel ca el de sfânt. Dacă unul poate să spună lucrul acesta, atunci problema este rezolvată. Atunci omul acela să se roage pentru noi și urmându-l pe el ne vom putea apropia de masa Domnului. Noi avem o problemă, nu-i niciunul. Nici unul măcar. Și noi toți suntem dedesubtul standardului de acceptare. E ca și cum la facultate se intră cu 8 și noi avem 7,99, cel mai bun dintre noi. Ai o notă bună, dar rămâi afară. Ai luat, dar fără loc.
Ai luat examenul, dar ai pierdut intrarea. Noi abordăm cina Domnului în funcție de principiile noastre, dacă nu fumăm, dacă nu bem alcool, dacă nu ne înjurăm unii pe alții și dacă nu ne bătem, și mai ales asta în ultima săptămână înainte de cina Domnului, atunci ne putem împărtăși. Însă cina Domnului, frați și surori, înseamnă să te ridici la nivelul de sfințenie al lui Dumnezeu care te-a invitat la masă. El nu-și coboară sfințenia casei și a sacramentului pe care ți-l oferă pentru ca oricine să poată întinde mâna și mânca oricum. Există un proces de spălare, un proces de reabilitare, un proces de înnoire prin care oamenii care vor să întindă mâna conștient, responsabil, îl pot trece în contul unuia care a venit înainte de noi și a plătit pentru ca să poată fi gratis. Să nu-ți poată spună bătrâna fără pensie, n-am bani. Și nici cel care are morghiciu prea mare, n-am bani. Și nici cel care a rămas fără geab cu 2 săptămâni în urmă, n-am bani. A venit cineva înainte să fie vreo unul dintre noi și a plătit în contul la fiecare. Pentru că atunci când vom ajunge acolo să fie gratis, să se ridice bariera și să putem intra. Nu banii sunt problema. Problema este ceva ce putem face, nu ce nu putem face. Omul nu numai că nu este vrednic, dar în mod sigur este nevrednic. Însă aruncând nevrednicia noastră asupra Mântuitorului Iisus Hristos prin mărturisirea păcatului și abandonarea Lui, atunci El ne poate îmbrăca cu meritele și vrednicia Lui ca să putem fi vrednici. În vrednicia noastră poți să nu fumezi cât vrei, poți să nu bei alcool cât vrei, poți să nu înjuri odată în viață cât vrei, nu te poți apropia de cina Domnului. Ca a fi sfânt înseamnă mai mult decât să nu bei alcool, să nu fumezi și să nu înjuri. A fi sfânt, omule, înseamnă infinit mai mult și în această infinitate ai alunecat, măcar într-un loc, dacă nu într-o sută. Și ești nevrednic, ești nevrednic. Dacă vrei să scapi de această nevrednicie, trebuie neapărat să mergi mai întâi la Iisus, care este Salvator și Mântuitor, și apoi la Dumnezeu, care e Judecător. Pe Dumnezeu nu-L interesează haina mea, îl interesează pe Hristos. Pe Dumnezeu L-a interesat cu 2000 de ani în urmă, când a rezolvat problema. Toți suntem nevrednici, și cei care părem mai buni, și cei care părem mai răi. Toți suntem nevrednici. Și fiecare trebuie să se îmbrace cu vrednicia absolută a lui Hristos, pentru ca prin aceasta să se ridice la nivelul de sfințenie a lui Dumnezeu, nu la nivelul de sfințenie al unei biserici sau al unui om. Aceasta este adevărata problemă și este suficientă. În al treilea rând, starea de vrednicie îl învață pe credincios ca această nevrednicie pe care o are și de care vrea să scape, timp în care primește vrednicia lui Iisus prin credință, se realizează făcând și el ceva. Și cuvântul Domnului spune, fiecare să se cerceteze pe sine însuși. Aceasta este ceea ce trebuie să facem noi pentru ca să se întâmple transferul de stare. Noi să-i dăm Domnului neputința noastră, starea de nevrednicie cu care nu ne putem duce acolo decât dacă doar ne asumăm să fim osândiți. Deci noi trebuie să-i dăm această nevrednicie care e insuficientă acolo Domnului Iisus și El să ne dea starea Lui de vrednicie cu care, îmbrăcându-ne, ne putem duce acolo și Dumnezeu ne primește și nu ne ducem spre osândă, ci spre binecuvântare. Dar și noi trebuie să facem ceva în procesul acestui transfer. Nu e doar cheltuiala lui Iisus că ne oferă din bunătate, în baza jertfei Lui, vrednicia, timp în care ne ia nevrednicia, ci și noi trebuie să facem ceva. Și acum nu mă refer la pocăința când te-ai pocăit cu 20 de ani în urmă, că de atunci până acum în fiecare zi de vreo 100 de ori ai mai încurcat borcanele. Starea de vrednicie pe care trebuie să o avem, condiție esențială ca să mergem la masă, se realizează
prin primirea acestei vrednicii de la Hristos, timp în care noi dăm nevrednicia specific umană, dar ea se realizează nu doar prin bunătatea lui de a accepta transferul, ci și prin cercetarea noastră conștientă, absolut conștientă. Cercetarea aceasta a ajuns astăzi un fel de joacă. Pentru că stăm în fața lui Dumnezeu și spunem la modul general: Doamne, e adevărat că sunt păcătos, iartă-mă, amin, și la urmă întindem mâna. Frați și surori, asta este joacă. Cercetare nu înseamnă asta. Cercetare înseamnă mult mai mult. Și dacă descoperim în Scriptură ce înseamnă cercetare, nu ni se poate opri plânsul, simțind cât de iresponsabil am fost deseori în fața lui Dumnezeu. Și ne-am jucat cu sfințenia lui Dumnezeu, pe care n-am înțeles-o. Starea de vrednicie explică credinciosului, în primul rând, că este vorba de o stare de cercetare, așa cum spuneam, adică de o atentă examinare și verificare prin mărturisirea oricărui rău. Acum, ce numim noi rău? Să mai repet păcatele de dinainte, consum de alcool, țigări sau a înjura pe cineva? Vom citi în Scriptură puțin mai târziu și ne vom îngrozi ce numește Dumnezeu rău, și noi nu numim rău lucrurile acelea. Și noi trecem peste ele ca și cum Dumnezeu trece odată cu noi peste ele, timp în care nu este adevărat. Starea aceasta de vrednicie explică credincioșului că este vorba în primul rând despre o stare personală, nu colectivă. Vreau să învățăm o dată pentru veci de veci că starea de cercetare, adică același lucru, starea de judecată personală, cercetare de sine sau judecată personală, e același lucru. Nu e colectivă, e personală. Nu poate să se roage pastorul pentru cercetarea mea personală. Nu poate să se roage dirijorul pentru cercetarea mea personală. Nu poate să se roage cel mai sfânt frate din biserică pentru cercetarea mea personală. Cercetarea este personală. Așa cum a mânca este un lucru personal. Așa cum a bea apă e un lucru personal. Așa cum a dormi e un lucru personal. Tot la fel cercetarea e a ta personală. Sau dacă nu o faci, nu o ai. Nu se poate ruga cineva pentru tine. Cercetare personală înseamnă nu colectivă, frați și surori. Apoi, relația aceasta spirituală dintre om și Dumnezeu este o problemă absolut personală, nu colectivă. Este ceva între fiecare dintre noi și Dumnezeu. Aici păstorul, familia, prietenii, dușmanii nu au niciun rol. Aceasta este o problemă absolut personală. E o problemă a fiecăruia dintre noi. Aici nu se pune problema de mijlocire. Dacă tu nu te pocăiești, atunci vei rămâne în păcat oricât de mult aș mijloci eu pentru tine. Trebuie cu gura ta să-ți ceri iertare. Trebuie cu gura ta să spui păcatul care l-ai făcut. E o rugăciune personală, e o judecare de sine personală. Dacă tu nu recunoști ce ai făcut, poate să recunoască toată familia în locul tău, că nu-i valabil. Și poate să recunoască toată biserica și toți păstorii, că nu-i valabil. Tu însuți cu gura ta trebuie să spui: eu am păcătuit, Doamne, aceasta am făcut. Aia se numește cercetare personală. Cercetarea de la cina Domnului nu-i colectivă. Apoi, starea aceasta de vrednicie obținută prin cercetare personală. Amintește credinciosului că e vorba de un proces al cercetării, nu de un eveniment lunar. A ajuns cina Domnului să presupună o cercetare lunară care durează 2 minute la rugăciunea de dinainte de cină pentru unii. Aceasta este o blasfemie pentru Dumnezeu. Să păcătuiești o lună de zile și să-ți ceri iertare 2 minute este o lipsă de omenie. Acest proces se realizează în fiecare zi, nu într-o zi. Acest proces de cercetare personală, de judecare personală, de pocăință, de mărturisire, de căutarea feței lui Dumnezeu, se realizează în fiecare zi a lunii, nu într-o zi a lunii, duminica de cină.
Este falsă ideea și practica potrivit căreia un credincios trăiește oricum 30 de zile și în preazma cinei Domnului se sfințește. Aia nu-i sfințire. Ăla e un interes religios ca să te poți împărtăși. Pe Dumnezeu nu-l păcălim noi ca pe oameni cu interesele noastre. Cine nu-i sfânt și cine nu se cercetează în fiecare zi dintre cele 30, nu se poate cerceta într-o zi, că nu mai ține el minte acum ce a făcut cu 29 de zile în urmă. Ce cercetare să fie aceea? Aceste interese să-ți rezolvi problema de o lună de zile, timp în care ai fost nepăsător, într-o singură zi, sau mai bine zis în 2 minute, îl dezonorează pe Dumnezeu și demonstrează iresponsabilitatea spirituală cu care cineva se implică la cina Domnului. Adevărații credincioși trăiesc în împărăția lui Dumnezeu și în fiecare zi, ori de câte ori se pătează, se curăță până seara. Se curățesc până seara. Nu așteaptă sfârșitul lunii ca să se curățească. Pentru că la sfârșitul lunii nu mai știi de câte ori te-ai murdărit și unde. Pentru că te murdărești de sute de ori. Ba cu vorba, ba cu gândul, ba cu fapta, ba cu intenția, ba cu motivația. Și nu le mai ții minte pe toate. Și dacă nu le mărturisești pe toate, nu sunt iertate toate. Aici nu merge, Doamne, iartă-mă de toate. Dumnezeu nu industrializează pocăința. Nu globalizează pocăința. Păcătuiești la bucată și îți ceri iertarea în gro, la grămadă. Nu! La bucată ai păcătuit, la bucată te mărturisești. Ne-ar conveni să greșim în fiecare zi dintr-o lună și în ziua de cina Domnului cu două fraze: Doamne, iartă-mă de tot și de ce am uitat și de ce n-am uitat, fii bun, aleluia. O astfel de stare, nu că Dumnezeu, o astfel de rugăciune, nu că Dumnezeu nu ascultă, dar nu ascultă pentru că vede lipsa de interes și de omenie cu care nici măcar nu vrei să te pocăiești și să le iei mărunțel cum le-ai făcut. Frați și surori, cina Domnului nu este un sacrament penticostal cu care ne jucăm. Este onoarea de a sta la masă cu un Dumnezeu sfânt. Și dacă avem vreme de sport, dacă avem vreme de TV și dacă avem vreme de alte lucruri, de muncă și de alte lucruri, trebuie să avem vreme 5 minute în fiecare seară să ne aplecăm în genunchi și să spunem: Doamne, astăzi m-am sculat la 6 din pat, dar de 2 ori mi-a vorbit gura fără mine. Țin minte că i-am răspuns obraznic la omul ăla. Țin minte că am gândit rău la intersecție când m-a enervat un șofer care venea din Asia și nu știa bine să conducă cum conduc românii. Și am spus: voi ăștia niciodată nu știți să conduceți. Și am spus în mintea mea lucruri urâte: Doamne, nu pot să mă culc cu astea, nu pot, că dacă la noapte vii, nu mai am nevoie de cina Domnului, știu că rămân aici. Dacă faci în fiecare seară așa, acesta e un proces de judecare de sine, nu un eveniment lunar la cina Domnului. Asta arată frică de Domnul, asta arată frică de propriul suflet, asta arată responsabilitate de pocăință, nu joacă. Starea de vrednicie obținută prin cercetare personală îl pune pe credincios în situația să-și rezolve problema atât cu Dumnezeu când se judecă pe el, cât și cu omul. Astăzi, cei mai mulți credincioși, când vin la cina Domnului, își aduc aminte de ce au greșit Domnului într-o anumită măsură, dar deloc de ce au greșit oamenilor. Și venim la cina Domnului și spunem: Doamne, iartă-ne de tot, amin, și ne împărtășim. Și se uită fratele la mine, pe care l-am jignit cu 2 săptămâni în urmă, se uită la mine și zice în mintea lui: frate, cum întinzi mâna fără să vii să-mi spui iartă-mă? Se uită fratele ăla la mine, pe care l-am vorbit de rău, ori pe el, ori familia lui, și mă vede că întind mâna și în mintea lui se întreabă: frate, cum faci asta fără să vii să spui iartă-mă? Cum te duci să te împărtășești fără să te dezlegi? Păi am cerut Domnului iertare. Păi pe Domnul l-ai greșit, l-ai jignit sau pe mine?
Adică vrei să ai și neprihănirea că ești iertat de Dumnezeu, timp în care îți păstrești și orgoliu că nu vrei să te umilești în fața mea și să te dezleg prin faptul că te umilești spunându-mi: iartă frate, iartă-mă, accept că te-am jignit. Accept că m-a luat gura pe dinainte și m-am întâlnit cu fratele la Starbucks sau la Home Depot și în loc să-mi văd de treabă am zis: l-ai văzut mă și pe ăla? Ai văzut mă și pe nevastă sa? Și eu te-am bârfit frate. Ei, această bârfă mă leagă. Eu nu pot acum să mă împărtășesc din cauza asta. Uite, iartă-mă, te rog, că te-am bârfit. Iartă-mă, frate, accept, am fost slab. Noi simplu venim înaintea lui Dumnezeu și în două propoziții am rezolvat-o. Și fratele se uită la noi și zice: ce pocăință e asta? Așa spune cuvântul Domnului să ne ducem la Dumnezeu? Haideți să citim în Scriptură ce spune cuvântul Domnului. Cuvântul Domnului spune așa: dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo. Du-te la fratele tău, nu la Dumnezeu. Ascultați-mă, frați și surori, și înțelegeți-mă bine. Am ajuns să ne permitem să râdem unii de alții, să ne bârfim unii pe alții, să vorbim urât unii de alții, de familiile altora. Jignim pastorul, jignim ușierii, jignim frații, jignim surorile, jignim bătrânii. Și la urmă, la cina Domnului, ne băgăm capul între urechi și ne împărtășim. Că am spus: Doamne, iartă-mă! Timp în care nu ne ducem la fiecare să ne rezolvăm problema și să ne fie rușine că ne-am permis să-i jignim și să ne batem joc de copiii Domnului. Bârfim în stânga și în dreapta o lună întreagă și la urmă: iartă-ne, Doamnele, dar pe frații pe care i-am măcelărit nu-i vedem să ne cerem iertare. Ce cina Domnului asta? Ascultați-mă, frați și surori, va veni într-o zi o sânda lui Dumnezeu. Nu spun asta să vă sperii și nici să vă acuz, pentru că sunt om alături de dumneavoastră. Vreau doar să vă spun următorul lucru: păcatul ne duce în iad. Trebuie să învățăm să ne scăpăm de el, pentru că a te scăpa de păcat nu e o glumă. A te scăpa de păcat trebuie să te scapi în maniera lui Dumnezeu, nu în maniera ta. Că Dumnezeu nu primește rețetele noastre pe care le ștampilează ca așa vrem noi, că noi ne-am emancipat. Și că noi suntem în America și democratică și suntem mândri de nerușine să mergem la fratele și să-i spun: Viorel, te rog să mă ierți. America nu-mi dă dreptul să fiu mândru. Timp în care mă duc și mă împărtășesc în prezența unei sfințenii care exclude mândria și exclude bârfa și exclude orice formă de păcat. Nu un păcat într-o lună ne oprește pe noi să ne împărtășim, ci ceea ce ne oprește într-o lună este absența mărturisirii acelui păcat. Nu păcatul ne oprește pe noi să ne, împărtășim, absența mărturisirii și pocăinței ne oprește să ne împărtășim. Ne uităm la frați în biserică și vedem cum se împărtășesc. Și nimeni nu mai are nimic cu nimeni. Povestesc cei mai în vârstă cum se lua cina cu 50 de ani în urmă. Era un timp în care se ducea fratele prin biserică. Se ducea la el, se ducea la el, se ducea la el. Sau înainte de slujbă, sau găsea un moment și spunea: iartă-mă, te rog. În luna asta ți-am greșit atunci pe ogor, când în inima mea te-am invidiat și uite ce am făcut, tu știi, te-am vorbit de rău și am încercat să te sape de desubt. Iartă-mă că ți-am necinstit, poate nu știu ce, iartă-mă. Și mergea la fratele și spunea: frate, iartă-mă pentru că te-am vorbit de rău. A venit cineva, m-a provocat și n-am fost în stare să mă opresc, era dulce și am dat cursul. Și am spus și eu atunci, eu nu le-am spus directe, eu am spus numai: dacă ai ști tu despre fratele. Și a fost destul, destul. Păi mai bine spuneai adevărul decât să spui asta. Că atunci când spui asta, omul se gândește la ce e mai rău, nu la ce e mai bun. Dar cu vorbe de astea, care știm noi cum să le ticluim și cum să vopsim, venim și ne împărtășim și e ok. Și la fratele nu mergem să ne cerem iertare, cerem iertare lui Dumnezeu. Așa spune Scriptura. Dacă ți-aduci darul la altar și ți-aduci aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, du-te la el și smerește-te și spune: Alin, sunt mai mare ca tine, dar uite că am greșit, te rog să mă ierți. Nu trebuie să-mi fie rușine că dacă mi-am permis să îl jignesc, trebuie să mă și smeresc să-mi cer iertare, că altfel unde mă duc acolo cu păcatul ăsta? Dumnezeu, credeți că nu-l știe? Cum mă privește Dumnezeu pe mine când eu intenționat nu vreau să mă pocăiesc? Sunt atât de mândru încât iau cina Domnului fără să mă smeresc la omul ăsta căruia i-am greșit. Ce pocăință e aia?
Și mai așteptăm minuni și supranatural? Frați și surori, noi putem să modernizăm mașinile, mobila, putem să modernizăm hainele, dar pocăința nu se modernizează. Rămâne aceeași ca a părinților, părinților noștri, ca a apostolilor, pocăința nu se modernizează. Atunci când îți scapă gura și greșești în fața cuiva și el știe, a auzit, du-te și spune-i, iartă-mă, frate. Îmi e jenă de ce am făcut, dar decât să merg în iad, mai bine mă umilesc în fața ta și îți cer iertare. Asta se numește pocăință. Acum, du-te și la Dumnezeu și spune, iartă-mă că ți-am bârfit copilul și în calitate de om al tău, de proprietatea ta, te-am supărat și pe tine. Eu nu spun să nu-i cerem iertare lui Dumnezeu, spun doar că lui Dumnezeu trebuie să-i cerem iertare după ce ne-a rezolvat problema cu fratele. Că e simplu, cu fratele rămân în conflict și mă duc și îmi cer iertare lui Dumnezeu. Păi în fața lui Dumnezeu oricine își poate permite să spună sunt rău și păcătos. Spune-i fratele cu care ai greșit că ești rău și păcătos, să vezi ce greu e. Aceasta înseamnă mărturisire și cercetare personală. Starea de vrednicie prin cercetare personală îi dă credinciosului dreptul să se împărtășească, nu să amâne sau să refuze împărtășirea. Ascultați-mă bine, frați și surori. Starea de cercetare personală îi dă dreptul credinciosului să se împărtășească, nu să amâne și nici să refuze împărtășirea. Motivul pentru care un om nu se poate împărtăși e păcatul. Ori dacă un om elimină păcatul prin cercetare personală, de ce nu se poate împărtăși? Trebuie să treacă o perioadă peste păcatul iertat ca să se poată împărtăși? Cuvântul Domnului spune, fiecare să se cerceteze pe sine și așa să mănânce, nu așa să nu mănânce. Așa să mănânce. Eu nu mă pot împărtăși atunci când nu vreau să-mi cer iertare de la fratele. Dar dacă mi-am cerut iertare de la fratele, mi-am cerut iertare de la Dumnezeu, păcatul e iertat? Da, e iertat. Atunci de ce nu mă împărtășesc? Biblia spune fiecare să se cerceteze pe sine și așa să se împărtășească. Nu așa să nu se împărtășească. Câtă credință avem noi că Dumnezeu ne iartă dacă după ce ne mărturisim păcatele nu ne împărtășim? De ce nu ne împărtășim? Credem că nu ne-a iertat. Ce credință este asta când ne rugăm să ne ierte Dumnezeu și credem că nu ne-a iertat? Vedeți ce dureros este să ne confruntăm cu practicile noastre? Aproape că eu par prea îndrăzneț să spun lucrurile acestea, dar trebuie spuse că oricum există. Acestea sunt practicile noastre. Mai bine mai așteptăm o lună decât să ne ducem la fratele să ne cerem iertare. De parcă până lunea cealaltă, păcatul se topește ca și gheața și scap de el să nu mai mă umilesc și luna viitoare mă pot împărtăși oricum. Nu, peste 500 de ani păcatul acela tot acolo te duce să-ți ceri iertare. De la om și de la Dumnezeu și apoi te poți împărtăși. Asta este Scriptura. Că noi avem practicile noastre și că nu vrem să le schimbăm. Aia este cu totul altceva. Dar să știți că atunci când vine Dumnezeu, atunci practica Lui funcționează, a noastră nu. Uitați-vă câte practici există pe fața pământului. O grămadă. Numite budism, hinduism, confucianism, islamism sau toate manierele de creștinism. Care de care mai liberale? Care de care mai necontrolate, mai lipsite de omenie, măcar de bun simț omenesc? Care de care? Și toți au pretenția că Dumnezeu își va deschide brațele, că e cumenii ca noi și va spune, hei, mulțimea, hai încoace! În Scriptură scrie altfel, din doi, unul da, unul nu. Vă puteți imagina cât de exigent e Dumnezeu, iubit popor al Domnului, nu vă jucați cu propriul suflet. În al doilea rând, să vorbim puțin despre motivații greșite să te împărtășești, să nu te împărtășești. Motivații greșite să nu te împărtășești. Adică ce motive greșite au oamenii în inimă când refuză să se împărtășească? Dar nu este justificat motivul acela, e greșit. Biblia poruncește ca omul să se împărtășească. De asemenea, îi explică că trebuie să se împărtășească după ce s-a cercetat pe sine și face diferență între cina Domnului și o masă obișnuită. De-a lungul istoriei însă s-au conturat tot felul de obiceiuri, de practici, care au devenit
egale cu principiile din Scriptură. Un motiv nebiblic este motivul nevredniciei personale. Sunt oameni care spun, nu mă împărtășesc că nu-s vrednic. Dar el vrea să spună că luna asta nu-i vrednic. Atunci eu îl întreb, dar luna viitoare ai fost? Vei fi? Sau luna trecută ai fost? Anul trecut ai fost? Ți s-a întâmplat vreodată, omule, în viața ta să fii tu vrednic în fața lui Dumnezeu? Tu vorbești acum că nu ești vrednic de parcă de obicei ești. Ascultați-mă, iubită biserică, omul, în mod normal, e nevrednic înaintea lui Dumnezeu, tot timpul. Noi suntem vrednici în numele lui Iisus Hristos prin credință, în baza jertfei lui pe care ne o însușim prin credință, dar în baza propriului comportament, în fiecare lună suntem nevrednici. În fiecare lună. Păi vreau să vă întreb, e cineva care n-a gândit rău într-o lună? E cineva care nu i-a scăpat, nu o vorbă, că o vorbă e mult, un gând. În 30 de zile, cineva care nu i-a scăpat un gând, o motivație greșită. Adică să fac un lucru care pare că îl fac pentru ceva, dar de fapt eu îl fac pentru interesul meu și pentru onoarea mea. E cineva care într-o lună de zile nu se poate găsi la el cât e praful, cât e vârful de ac. E, aia te face nevrednic. Și noi spunem, eu nu mă părtășesc cât nevrednic. Păi în fiecare lună ești nevrednic. De aceea Scriptura spune, nu te împărtăși nevrednic, ci ia prin credință și pocăință și cercetare personală vrednicia Domnului Iisus. Nu e un motiv să spui că ești nevrednic. E ca și cum vii de la lucru și îmi spui, sunt obosit. Păi e normal să fii obosit. E ca și cum te ridici de la masă și spui, m-am săturat. Păi e normal că te-ai săturat. E normal că e ca și cum te trezești dimineața și spui, ah, ce bine am dormit, după somnul ăsta nu mai mă simt ca aseară înainte de somn. Păi e normal să te simți așa că ai dormit și te-ai odihnit. Acestea sunt lucruri normale. E normal să fii nevrednic la masa Domnului, că ți-a scăpat un gând, o vorbă, o motivație, o atitudine, un gest, o prioritate greșită, o valoare greșită, o ridicare de glas, un nerv. Milioane dintre lucrurile care se pot întâmpla și te fac nevrednic, ți se întâmplă într-o lună de zile, măcar unul. Și atunci sigur că ești nevrednic, înseamnă că nu o să te împărtășești niciodată. Și dacă te duci în munți și acolo ești nemulțumit că ești în munți. Și a fi nemulțumit e păcat, te face nevrednic. Iată dar, nu e un motiv să spui nu mă împărtășești că-s nevrednic, știu și eu-s la fel. Soluția este să ne învrednicim prin Hristos. De-aia spune Biblia, cercetați-vă pe sine. Și dacă voi vă mărturisiți păcatele, eu sunt credincios și drept ca să vă iert păcatele. De ce stai, omule, cu păcatul asupra ta și nu te împărtășești spunând, nu mă împărtășesc că am păcat? Păi de ce nu te pocăiești? E ca și cum îmi spui, mor de foame. Păi de ce nu mănânci? Vrednicia se poate obține prin pocăință și nu prin ceea ce simți, ci prin ceea ce crezi. Pentru că de multe ori ne pocăim, dar nu simțim că ne-a iertat Dumnezeu și atunci credem că Dumnezeu nu ne-a iertat. Dumnezeu ne iartă prin credință, nu prin simțire. Așa spune Scriptura. Dacă voi faceți așa, eu fac așa. Dumnezeu nu rămâne de rușine cu noi. El se ține de cuvânt. Dacă Dumnezeu ne declară curați și vrednici în urma pocăinței, vreau să vă întreb, cine își permite să spună că suntem necurați? Dacă eu în această dimineață mă plec înaintea lui Dumnezeu și lucrul acesta l-am făcut și aseară, și ieri seară, și alaltă seară, și în fiecare zi când s-a terminat ziua, ca să-mi fac o socoteală, să-mi fac un bilanț, o balanță a zilei, și acum vin din nou înaintea Domnului și mai trec o dată peste socotel, mai fac o verificare, o super verificare și stau înaintea lui Dumnezeu și de toate mă îngrijesc, întreb eu. Dacă El a spus că mă curățește, dacă mă pocăiesc, mă cercetez de sine, îmi rezolv problema, cine poate să spună că nu-s curat? Și dacă spune, ce-mi pasă? Dacă Dumnezeu e cu mine, cine e împotriva mea? Vedeți cum stau lucrurile în adevăr și cum stau de fapt? Un al doilea motiv greșit. Nu mă împărtășesc pentru că am ceva împotriva la pastorul ăsta. Nu pot să iau cina de la el. Asta înseamnă fariseism dus la culme. Să vă spun de ce, frați și surori. Ascultați-mă dumneavoastră și cu o minte sănătoasă judecați dacă e drept sau strâmb ce spun.
Unii nu se împărtășesc pentru că au ceva cu pastorul, alții au ceva cu soția, alții au ceva cu un alt frate din biserică, cu un prieten, cu un dușman. Biblia spune că singura persoană de care un om e responsabil este el însuși. De asemenea, masa nu e a bisericii și nu e a unui pastor. Masa e a Domnului, așa spune Scriptura. Masa Domnului. Masa nu e a bisericii Betania. Masa nu este a pastorilor, e a Domnului. Și când vii la masa Dumnezeului tău, indiferent cine sunt pastorii, dirijorii, soția, soțul, frații și așa mai departe. Indiferent. Relația de la cină nu este prin Alin sau prin pastorul Cladovan sau prin dirijorii de la cor sau prin frații de la nu știu cine, nu. Relația mea la cină este eu cu Dumnezeul meu. El mie mi impută să nu fiu nevrednic, nu lor. Ei să fie sănătoși cum sunt, e problema lor, nu e a mea. Biblia spune că eu trebuie să mă judec pe mine, nu pe ei. Când îi judec pe ei, eu păcătuiesc. Această atitudine înseamnă ignoranță, răutate, resentimente, nepocăință, ură și trebuie asumată în mod personal, nu trebuie pusă în responsabilitatea ale cuiva. Dacă eu am ceva cu el, atunci trebuie să merg la el înainte de cină și să-i spun. Dacă pot să-l iert, e cel mai bine și să mă duc înainte, dar în inima mea să nu mai am nimic. Dacă nu pot să fac asta, mă duc la el și îi spun, uite Alin, am ceva împotriva ta, iartă-mă, nu pot să trec peste asta. El trebuie să spună fratelui Gi, iartă-mă. În momentul în care a spus asta, eu sunt obligat să-l iert, că simt că nu simt, aia e problema mea. Dacă simt că nu trebuie să-l iert, asta demonstrează cât de pocăit sunt eu. Dacă el a spus, frate, iartă-mă, eu trebuie neapărat să-l iert, după aceea, eu nu mai pot să zic, nu mă duc să mă împărtășesc pentru că am ceva cu Alin. Sau eu nu mă împărtășesc pentru că Alin nu știu ce a făcut. Dacă Alin nu știu ce a făcut, îl judecă Dumnezeu, nu-l judec eu. Eu nu știu cum să scot în relief greșeala lui și atunci spun că eu nu mă împărtășesc din pricina lui. Păi singura persoană din pricina căruia nu te poți împărtăși ești tu însuți. Tu nu te poți împărtăși doar datorită ție, nu datorită la alții. Că dacă vrei să nu te împărtășești datorită altuia, în fiecare zi va fi cineva de care te agăți și spui nu mă împărtășesc de el, că n-are cravată. Ba, nu mă împărtășesc de el că are. Nu mă împărtășesc de el că a întârziat. Nu mă împărtășesc de el că a venit de vreme. Nu mă împărtășesc de el că a plâns la rugăciune. Nu mă împărtășesc de el că n-a cântat. Și de fiecare dată mă leg de cineva. Singura persoană de care țin cont când mă duc la masă sunt eu. Nu mă interesează pe mine pastorul. Nu mă interesează dirijorul, fratele, sora. Nu mă interesează. Astea nu sunt problemele mele. N-am ajuns eu, nu sunt eu șeful universului și nu sunt eu stăpânul fraților să-i judec și să le port de grijă. Eu mă judec pe mine și mă duc cântând să mă împărtășesc. Dacă pastorul, dacă dirijorul, dacă fratele, dacă soția nu vrea să se judece, atunci Dumnezeu are o problemă cu el. Dar cine sunt eu? Sunt eu polițistul lui Dumnezeu? Dar eu intenționat vreau să scot în relief greșelile oamenilor prin faptul că iese în evidență faptul că eu nu mă împărtășesc din cauza lor. Frați și surori, haideți să avem o atitudine frățească și înțeleaptă. Să înțelegem că cina Domnului e o problemă absolut personală între om și Dumnezeu. Și că pe noi nu ne poate împiedica nimeni să ne împărtășim dacă ne judecăm de sine și ne îmbrăcăm cu vrednicia Domnului prin pocăință. Închei spunându-vă următorul lucru. Un alt motiv greșit este încredințarea personală. Adică, dacă există încredințare personală să nu te împărtășești dintr-un anumit punct de vedere, Biblia spune că poți să faci asta. Dar dacă încredințarea personală este greșită, datorită învățăturii greșite, atunci tu ai pierdut. Uitați ce vreau să spun. Aproape orice motiv poate deveni încredințare personală pentru care cineva să nu se împărtășească. Copiii Domnului pot avea încredințări personale, însă nu trebuie amestecate cu principiile. Principiile sunt biblice, sunt pentru toți, iar încredințările sunt personale și sunt doar în absența principiilor. De pildă, eu pot avea încredințarea să port sau să nu port cravată, dar nu pot avea încredințarea să fur. Pentru că în legătură cu a fura sau a nu fura, există un principiu biblic, nu fura. De aceea, eu nu pot să numesc încredințare un principiu biblic. Și nu pot să-mi fac încredințare din orice vreau eu. Pentru că nu pot face încredințare decât dintre lucrurile care sunt lăsate la atitudinea credinciosului.
Unul poartă cravată, altul nu poartă. Nu trebuie să nu vă împărtășiți pentru că unul poartă și altul nu poartă. Nu e principiu biblic? Este o încredințare a fraților. Unii se simt bine să poarte, alții să nu poarte. Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe unii și pe alții. Nu e nicio problemă. Dar dacă unul fură și altul nu fură, nu mai poți să spui Dumnezeu să-i binecuvinteze și pe unul și pe altul. Că asta nu mai e încredințare, e principiu. Ce e scris în Scriptură, negru pe alb, e pentru toți oamenii. Nu mai e problemă de cultură, nu mai e problemă de America sau de România, nu mai e problema de vremea lui bunica și a mea. E principiu în toate vremurile. Ce e încredințare? E adevărat. Încredințarea este o problemă a unui om pe care el și-o asumă în dreptul lui în absența unui principiu. Însă să nu punem pe seama lui Dumnezeu încredințările noastre doar din ignoranță, adică din necunoașterea Scripturilor, spunând că Dumnezeu ne cere să facem așa. Sunt multe alte motive pentru care cineva nu se poate împărtăși în mod greșit. Însă aș vrea să închei spunându-vă următorul lucru. Frați și surori, în această dimineață noi nu suntem cu un străin la masă. Nu suntem nici cu doar un stăpân la masă. Unul care scoate condica și îmi spune, mai ții minte când... Mai ții minte? Păi dacă ar fi așa, n-are rost să mai vin niciodată la cina Domnului. Că tot timpul, om fiind, o vorbă, un gând, tot timpul e ceva. Dar în această dimineață noi suntem la masă cu Dumnezeul nostru. La dreapta Lui stă Domnul Iisus Hristos, care este Salvatorul nostru. Și acum este momentul să venim la Dumnezeu și să-i spunem, Tată, eu vreau să mă împărtășesc pentru că Tu mi-ai poruncit, dar e și o dorința mea să fiu cu Tine, că ești Dumnezeul meu. Însă am câteva lucruri pentru care mă mustră conștiința. Nu le mai am pe alea de la 1 iulie, că le-am uitat, le-am rezolvat seara. Nici pe alea de la 2 iulie, 3 iulie, 15 iulie, 25 iulie, că le-am rezolvat, că altfel le uitam până acum. Dar le-am pe alea de azi, de azi noapte, de ieri. Doamne, dă-mi numai 2 minute, pentru că vreau să mă descarc de toate și pe toate să le pun jos, și pe toate să le pun jos, și pe toate să le pun jos. Asta este nevrednicia mea. Și acum merg la Domnul meu Iisus Hristos și îl rog pe El cu sângele Lui să mă ierte pentru că eu m-am smerit. Eu mi-am rezolvat problema cu fratele. Eu mă smeresc acum și cer autoritatea sângelui Lui peste mine. Eu fac asta prin credință. Acum eu mă ridic și în baza credinței bazată pe Scriptură, eu mă împărtășesc pentru că Tatăl meu așa gândește după Scriptura care mi-a dat-o. De ce te temi? Mărturisește-ți păcatul. Lasă-te de El. Aruncă-te în brațul Domnului. Mărturisește-ți păcatul, pocăiește-te, lasă-te de El. Să fie ultima oară când mai îi spui Domnului că ai făcut păcatul acesta. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce și să bea. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce și să bea. Fiecare să se cerceteze pe sine însuși și așa să mănânce și să bea. Așa trebuie să ne împărtășim. Suntem aici cu Dumnezeul nostru. De aceea îndrăznim să facem lucrurile acestea în numele jertfei Mântuitorului Iisus Hristos. Iubit popor al Domnului, vă invit să ne folosim credința din Scriptură, să stăm în picioare și să ne rugăm înainte ca să purcedem, înainte ca să trecem la actul Sfintei Cine. Să strigăm către Domnul, să ne mărturisim păcatele și așa să ne împărtășim. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betanie.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betanie.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.